Astăzi, alergia este o problemă recunoscută, afectând mai mult de 150 de milioane de persoane numai în Europa. Alergiile la praf produc aceleași simptome ca și alergiile la polen, dar sunt generate de reacția corpului la acarienii din praf, respectiv la organismele microscopice care trăiesc pe plante în sol-apă. Dacă alergiile la polen sunt sezoniere, cele la praf sunt permanente, după cum precizează Cristina Bărbânță, medic primar alergolog. Alergia la praf este printre cele mai frecvente. Și este alergia tipică ce se manifestă ca o răceală, între ghilimele, care nu mai trece. Sau sunt destul de mulți pacienți cu alergii la praf care au și astă, care fac forme de urticarie, le se erupții pe piele, și care au, sunt alergiile foarte supărătoare pentru că praful se găsește tot timpul anului. Și practic este peste tot, este imposibil de evitat. Se poate încerca reducerea încărcăturii de acarieni. Practic nu este o alergie la praful de casă, pentru că nu este tot una să vorbim de praful de casă sau praful de afară, ci sunt acarieni. Sunt ca niște mici gândaci care sunt transparenți, au dimensiuni de ordinul micrometrilor și trăiesc cu noi. Practic ei se hrănesc cu resturi de tegumente de la mamifere. Și atunci lor le place întuneric, cald și umezeală și de aceea foarte mulți pacienți experimentează simptome în cursul nopții, dimineața sau spre seară, tocmai pentru că în pat este o încărcătură foarte mare de acarieni. Metoda de protecție cel mai des întâlnită este legată de folosirea unor măști. Acestea însă nu au întotdeauna rezultatul scontat, după cum precizează medicul alergolog Cristina Bărbânța. Acum, măștile chirurgicale au un efect foarte bun, ca să zic așa, să te protejeze, să nu iei virusuri. Acum, vorbim de alergie la acarieni, că vorbim de alergie la polenuri, sunt alergii respiratorii, însă măștile respective nu împiedică să apară. Ele ar trebui să fie tanșe, ca să nu existe niciun fel de contact cu mucoasele respective. Și atunci nu putem să zicem că ne ajută. Poate că ne reduc din simptome. Dacă faci curățenie, de exemplu, și îți pui o mască, nu simți atât de intens. Dar din moment ce ați observat și dumneavoastră că nu se tanșe și ai lateralele libere, tot o să inhalezi câțiva acarieni pe nas. Persoanele predispuse a deveni alergice sintetizează un anume tip de anticorpi, care răspund la o gamă mai restrânsă sau mai largă de alergene din mediu. O parte din aceste alergene se află în suspensie în aerul atmosferic, la care popular ne referim ca fiind praf. Astfel, termenul de alergie la praf s-a încetățenit și se folosește pe scară largă. Trebuie precizat însă că, în general, nu particulele vizibile din praf produc reacțiile alergice și că, evident, compoziția prafului din diverse medii e diferită.